Ghinion e când îți iei audio, așa am înțeles. Nu mai știu. La foarte uiți prima dată în spate, sub ea, de două chestii. De suspensie independentă. Există. Și de? Rugină. N-avem. Ia uite. Atât, să trăiască. Să trăiască. Să ne amintim de puma făcut la Craiova, care era nou. N-are. Și avea tot un simptom de genul ăsta. Așa, sus, jos, sus, jos. Gata, am obosit, nu mai pot. Cu ea, evidență, nu s-a putut repara pentru că nu au fost găsite piese pentru ea, nu au fost disponibile. Se poate lua un pic la întrecere cu Octavia. Ce ai făcut, nemică? Ai plecat mai rapid un pic? Băi, 1.5, sigur? De ce? Livrează, nu? Mașină, să trăiți? Trăiți. O să fie tristă. Viața fără focus. Fără focus, să știi. Ei? În sfârșit, un Ford. Și am norocul de a fi condus toate generațiile de focus. Nu știu dacă poți să spui că asta e un noroc, domnul Lupu. Ăsta e ghinion, domnule. Ghinion e când îți iei audio, așa am înțeles. Nu mai știu. Ce mi-au Ford, dau te să miște bara așa cu tot cu bolul mașinii. Păi, stai. Pietonii se nu trăiește și ei. Pietonii se trăiește. Domne Preda. Ia. Eu nu te smui de multe ori la mașina asta. Ia uite ce frumos ar fi să aibă, ia vino. Vezi cum e dunga asta acum cât de mare. Și să fie așa. Poți să, dacă te forțezi un pic. Păi da, să-i faci un reglaj fin. Da, da, ia uite pe aici, că mie mașina asta îmi spune că a fost un pic... un pic pe laterala mea pe față. Păi dacă aici trebuie să aibă... ăștia trebuie să copieze exact câte luftul ăsta. Laterala și aici asta, asta e montată mai în față. Dar din câte știu eu... Da, se rezolvă. Ia uite, poți să rezolvi cam așa. Domne Lupu, da. Ia uite-te sub ea, în spate, primul lucru. La foarte uiți prima dată în spate, sub ea, de două chestii. De suspensie independentă. Există. Și de? Rugină. N-avem. Să trăiască Ford. Poate la ultima generație, că asta chiar e ultima generație, că nu se mai facă. Nu se mai facă? Nu se mai facă. Păi știam că nu se mai face Mondeo. Nici focusul. Nici Fiesta. Bă, bă, apropo, o să discutăm chestia asta, pentru că sunt niște lucruri care nu le înțeleg. Nu numai la Ford și la alți producători, la ce schimbă, la ce renunță la niște modele care le-au făcut timp de generații întregi. Asta e a câta generație de focus? E a patra. A patra. Și, și dacă mai pui și escorturile din urmă, că focusul practic e continuatorul. Păi practic renunță la compactă, da? Renunță la berlina de clasa medie Mondeo. Da, renunță la subcompactă. Fiesta, exact. Clasa mică adică. Da, și scot tuturor cămile. Adică iată, o să fie și un Puma electric, o să fie, știi? Da, vezi, producătorii se adaptează după piață. Ia te mă, Mihai, faci un test. Faci degeaba. Gaură aici, pe aici nu. E falsă? Păi da. Bă, dar e o mașină frumoasă, să știi. Da, chiar e drăguță. Au pus ăștia, ori lumina ceva. Puse așa pe colț. Nu e rău deloc. E cu doi. Doi ori. Bă, au trecut și așa la doi ori. Ia uite, atât, să trăiască. Să trăiască. Să ne amintim de Puma făcut la Craiova, care era nou. N-are. Și avea tot un simptom de genul ăsta. Asta e să-i vadă bătăile inimii. E ceasul de gaz. Bă. Ce gaz, Cristi? Ia uite lucrare la aia ce se mi-aripă. Pă țăvi. Da. Nu mai văzui. Da. În schimb, aici am făcut una. Pe la garaj. Cu ăsta tot, numai plastic, între ele are doar o armătură. Adică mașinile astea moderne chiar salvează vieți și nu numai a pasagerilor, cât mai ales a pietonilor, prin sistemele astea de deformare, cum se numesc? Deformare controlată, sigur că da. Care nouă ne par oarecum făcute fragil, dar ele sunt făcute ca să protejeze. Bă, da, uite că are milioane de plasticele, ăsta e o bucată, un reper, dacă trebuie să-l cumperi. Sub el mai e încă unul, ăsta de aici până aici mai e încă unul, ăsta, ia uite. Deci te ia plânsul dacă lovești pe asta și te duci să cumperi tot botul și nu le găsești la dezmembrări și să le cumperi toate noi. Eu nu înțeleg firele astea aici. Păi de ce nu înțelegi? Păi de ce? Ăsta galben știi, e de la sonda. Două sonde ele știu. E una înainte și una după. Păi da, dar nu puteau și ele puse să nu se vadă, să fie mai mascate așa? Cam pe unde să nu se vadă? Cam nu știu, să facă într-un fel anume. Dar aveai cum? Este acel 1.5 diesel. Ia stai o secundă, mă scuzeați domnul Preda. Te scuz, domnule.
Eu am făcut și capacul ăsta, mai bine nu mai făceau. Că vreau să văd dacă pe sub ăsta scrie ceva de pe ea. Eu nu cred. Uite, Fomoco. Nu, deci ăsta e dezvoltat de Ford. Cel mai probabil pe bazalul 1.6 de păi, PSA, știi? Bizar de ce și Peugeot are 1.5. Bă, pentru că acum s-au schimbat, din câte știu eu. Peugeot ia dieselurile de la Ford. Fai de cap. Asta pe bun, zici că e tălpic de pantofi. Uite că e moale. E burete pe bune, uite. Da. Tot e din burete. Sunt curios dacă îl bagi în apă, dacă trage apă. Oricum, ai răbdare. Lumea auto nu o să mai fie la fel fără aceste etaloane, pentru că Ford Focus este un etalon al compactelor, al compactelor pe bază de preț. Dacă Honda, Civic și Golf-ul sunt etaloanele funcționalității și al practicalității, Ford Focus este al prețului. Ia uite și senzorul are aici. 1, 2, 3, mufle, 4. Asta este tot cu charger cooler, cu apă intercooler. Dar e foarte specific Euro 6 de temp. Turbina pusă în față, evacuarea în spate și interculerul deasupra evacuării. A? Văd eu bine? Nu văd. Nu stai că ne păcălim. E deasupra admisiei, pentru că evacuarea n-are cum să fie. Evacuarea e tot în față. Borcanele, da. Un pic de ulei. Da, nimic, ieși din e greu să schimbe cu. De fază scurtă. Dar știi că la Ford-uri se dădea foarte ușor farul. Păi ăsta iasă ușor, una, două și jos n-are șurub. De unde știi? Păi eu nu știu, n-am făcut ăștia. Hai pe la portbagaj un pic. Să-l urcăm, scaunul e reglat pentru matale, da? Nu l-am reglat, că n-am avut reglat. Timp. Hai dar să uităm un pic de spațiu interior. Hai întâi la portbagaj, zic. Da, la portbagaj. Păi mă, că nu mai avem nici lumină, că iarnă și zimică, hopa. Iar aici se schimbă un pic situația. Pentru că de lat e lat, de profund e profund. Numai că nu e foarte adânc. Ceea ce te păcălește. Avem loc pentru roata de rezervă, dar nu avem și roata de rezervă. Și piesă de rând. Avem aici Renault-ul frumos, așa strângel toată și nu își dragă ne. Cheia se pune aici, Robi. Nu, acolo e pentru triunghiuri. Hai că stă. Da. A, cărligul, nu triunghiul. Cărligul are și ăsta locul lui, văd pe aici, dacă nu mă înșel. Da. Exact. Domnul Lupu, da. Dacă a portbagaj, într-adevăr, se apropie de Octavia, dar nu e la fel de adânc. Da. Dar e interesant, dublu compartimentare, dublă compartimentare asta. Da, mă, dar nu pui nimic pe asta. Și cum se aude? Ieri am mers cu o mașină fără carenaje. Dacă vezi cât de rău s-a auzit, zicea că e spartă mașina. Știu. Apropo de chestiile astea, uite la foarte multe mașini astea și ai putea să faci genul ăsta de lucrări. Dar cam costă. Păi da, tu mă stai că nu vrea nimeni treaba asta. Nu vrea nimeni. Ar vrea, dar... Cu bani mulți. 1, 2, 3, da? Da. Exact cum trebuie. Iar aici ce mai avem? Păi mai avem niște cârlige care ghici după unde sunt copiate. Fii atent la astea. N-am mai văzut. N-am mai văzut decât la Octavia, da? Ia uzi. Da, cum e frumos. Avem și așa. Avem și pe partea cealaltă. Bun. Iar aici se schimbă situația, că e oarecum plană. Unghiul nu depășește 2-3 grade al banchetelor, știi? Iar aici e o întreagă aventură. Și fii atent, Mihai, că avem o chestie care ție o să-ți placă, dar nu știu cum să o folosesc eu acum. Trebuie dat ăsta jos, cred. Pe la mine. Plasa de bagaje. Mă scuzați, și avem plasa de bagaje, exact. Ia montează, că e bine să fie montat. Stai așa, să tragem ăsta. Ăsta normal trebuie să vină încoa. Ăsta încoa. Vâră-l tu. Vâră-l tu, că-l vâr și eu, ha? Păi stai așa, nu prima dată într-o parte, așa. Și tot. Se strânge. Da, bravo. Tara. Da, și acum pune ăștia la loc. Rămâne așa. Rămâne așa. Asta așa că e mai mișto. Hai bine. Că îți întunecă un pic în interiorul și nu... Și nu te vor deranja farurile mașinii din spate. Da, da. Deși cred că avem și o glindă electrocromatică, sper măcar. Avem și o priză de 12V, al cărui capac este același încă de la Focus 2, un portbagaj, știi? Da, bine că este. Și în rest, aici probabil ai acces pentru triple, la fel și în partea dreaptă. Două mânere să te apuci să faci tracțiuni la babă, la bară. Ia să vedem. Hai, fă câteva genoflexiuni, nu genoflexiuni, domnule. Tracțiuni. Păi cum? Păi lasă din genunchi. Așa, sus, jos, sus, jos. Gata, am obosit, nu mai pot. Domn Preda, ce faci, domnule, în spate? Te minte, bă, ăsta, fii atent. Îți dă impresia că e din burete, cum e pe aici.
Dar de fapt, uite. E plastic acoperit cu textil. Da. Vezi, asta e o chestie foarte interesantă, că diferă, o soluție tehnică diferă, care diferă de la producător la producător la... Totul e de plastic. Forma, la partea din spate a scaunului, totul e de plastic. Da, dar avem mochetă aici la interior. Vezi? E bine. Dar e plastic, bine. Plastic, 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 totul e plastic. Ia mișcă un pic de scaun. Nu prea se mișcă. Foarte mișto scaunele cu profilul ăsta semi-sport, așa. Dar sunt la fel de late ca la focul tău. Ia urcă-te. La fel de late. Mergi mă tare pe autostradă. Sigur că da. Și mă lași pe mine picolo pe viraje. Bine, bine. Hai că așa facem. Hai merg eu la dus pe autostradă atunci. Așa. Și mergi mă tare pe viraje. Nu, lași că merg eu pe autostradă. Bine. Păi ce să mai? Stai aici. Ia, fii atent. Stai să-i pun un pic contactul cum ar veni. Că vreau să-ți arăt că s-a mai mărit un pic la interior. Ia mă, domnule. Știi? Adică de la focul cu 300 dai cam așa. Aici șuș. Aici poți să mai lărgești un pic, dar poziția ăstuia e la, de ce? De ce așa? De ce nu poți să le pui pe ăstea pe aici? Nu știu, fă într-un fel încât să nu mă lovească în, să nu mă lovești cu genunchiul de el. Domnul Lupu. Alții au reușit asta prin 2003-2004. Da. N-am cotieră. N-ai cotieră? Hai, bă, cum să n-ai? N-am, domnule. Păi lasă-mi scaunul în partea de jumătate, ai lată de banchetă și te pui cu mâna pe ea. Păi... Hai că ia, strâng numerele. Hai de la bord. Bă, dacă este de curată mașina asta. Cum ar spune domnul Preda, centurile astea sunt făcute pentru scandal. De ce? Păi, dacă cumva ai vreun... vreo bătaie, așa. Te iei centura, capul de centură și te rezolvi cu el. Aha. Știi? Domnul Lopu? Da. Dar, fără supărare. E bine, scaunul să-i dau destul de în spate, o să dau unul în față. Îl dai mai în față ca să nu mai ai loc. Bă, e, într-adevăr, depinde cum îți așezi, cum îți dai scaunul de în față sau de în spate, dar nu e, nu-ți poți să spui că nu e loc în ea, mai ales este, în față. Este, este. Și consola asta coborâtă. Eu caut butonul ăla de-i place mult lui domnul Preda, dar nu, uite, da, da, aici. Deci domnul Preda, butonul ăsta, da. De aici, frumos, mâinile căzuți. Știu și de el, da, pe de-aia nu vreau să te lași să mergi cu. Și aici avem ca la ce mașină, că nu mai știu exact. Păi am și Range. Ca la Range. Da, mă, dar fii atent, uite ăsta are și ele aluminate, suporții de pahare. Da. Na, ce să mai zicem? Bă, tot timpul Ford mie mi s-a părut un producător corect. Dar exact ce ziceam și afară, chestia asta cu renunțarea la niște modele clasice și reintroducerea unor struți. Până la urmă, eu în locul lor făceam la și struții și peste a vechi. Noi în paralel, mergeam cu ele în continuu. Bă, vrei struț, îți iei struț, vrei Mondeo, îți iei Mondeo. De. Majoritatea, dacă au văzut că toți își ia struț, știi cum e omul? Își ia și el tot struț. Iar aici nu putem decât să remarcăm același ecran de foarte bună calitate. Ergonomie, nu e o, la materiale, într-adevăr, predomină mult, mult plastic, dar nu e, e un plastic frumos, colorat, așa cumva, știi? E o ambianță plăcuțică, zic eu. Tu cum stai în spate, stai? Stau rău. Stai rău? E foarte înaltă bancheta. Pe ca să ai vizibilitate. Ce treaba mea cu vizibilitatea? Dacă nu ai vizibilitate, ți se face rău în timpul... E prea sus. Mersului. Ouă, frâne, de Ford. Da, bine. Domnul Lupu. Da. Avem un consum de 6.1 în bord și am uitat să-l resetăm. Așteptăm trenul. Gata, s-a resetat tot. Nu așteptăm trenul. Deci mașina asta are pe bord 160 și cât de 7000 de kilometri sau ceva. Da. Și a avut o intervenție tehnică la cutia de viteze. Mai bine zis? Cutia de viteze. Cutia de viteze n-a fost, nu s-a putut repara pentru că nu au fost găsite piese pentru ea, nu au fost disponibile. Și au fost, și a fost efectiv înlocuită cu o altă cutie de viteze care a costat fix cât un Passat B6. Bunicel, nu foarte bun. Da. Trebuie să spunem și faptul că asta este o cutie nouă, nu este din generația Dual Clutch, Power Shift. Da. Este o cutie cu convertizor și 8 trepte de viteză.
derivată din ceea ce s-a pus pe Fordul Ranger Raptor al lui Florin. Salutări, domnul Florin, sperăm că ați rezolvat ceva. Dar nu a existat și cu 6 și cu 7? Asta nu mai știu, să-ți spun. Probabil în funcție de motorizare. În funcție de motorizare, da. Las-o pe doamna, că vine din sigur că da. Dar oricum e dibace și... cât îmi place frâna. Și dinamica la Ford e ok, să știi, și pe generația asta. Se simte pe ea așa că e o mașină... e închegată, da. Închegată, da, da, și sprintenă, știi? Iar ergonomia interioară, cel mai mult și cel mai mult îmi place... odată, scaunele sunt ok, deci eu stau bine în ele. Dar chestia asta, faptul că e consola joasă, e wow. Deci este wow. Da. Într-adevăr, nu are același aspect, știi, de mașină premium. Că mașină premium a venit cu consolele alea înalte, pline, cu butoane, cu parchet sau lemn sau ce m-au pus pe ele. Dar acum o să fie tristă, trist viața fără focus. Fără focus, să știi. Ei? Pe de altă parte, știi că, dar nu e chiar aceeași situație, pentru că în momentul în care a apărut focusul și toată lumea a zis, vai, și escortul care era foarte mișto și a câștigat o grămadă de campionate și ce a mai făcut el până raliuri, așa, nu o să fie la fel. Dar uite că focusul s-a ridicat la nivelul escortului, ba chiar a depășit escortul. Avem și moduri de condus? Normal, eco și sport. Am ținut pe normal. Păi și nu mă dai și pe mine pe sport? Păi dau pe autostradă. Așa. Aici, prin oraș, ar trebui să conducem pe eco, practic. Da. Ascunde computerul de bord, să nu-l păcălești din pedală. Păi nu știu de unde. Cred că de la mâna stângă. Nu. Rear left door, pe vrea. Stai, domne, ca să văd și eu ce fac acelea, nu mă mai... Stai, domne, că mă uităm. Mașina în spate, ia-o. Are full LED, sus, pe tavan. Are? De ce deschise eu poarta? Bă! Bă, alo. Anul de fabricație. Și mișto ăștia, se apasă, se aprind la apăsare. Și la buton, toate. Bravo, Ford. Căldura, căldura, 22-23 de grade. Apa nu s-a ridicat încă. Deci, atenție, am plecat cu ea rece. Îl țin pe Trip Computer 2, totuși, că da, primul resetai. Pe Trip Computer 2 ne arată un 5,5 medie. Pe... în ultimii 6.000 de kilometri. Dar ce bine. Dar uite ce bine filtrează grupile astea pe aici, vezi? Și are niște anvelope de bița Frigo, cred. Da. Care iar sunt relativ noi din câte am văzut. Așa, uite, vezi, când ai făcut, poți să faci chestia asta. Cu Octavia nu prea, că te bălângări. O, și avem și padele. Abia aștept. Știi să cânt la padele? Știu să cânt. Bă, ce e asta? Câine sau porc? Cățel. Fă, cap. Iar mâine va fi mici. Gușpiță. Bă, câine, mă, nu. Gușpiță. E câine, nu. E pui de mâță încăpățenichiște cu cap de țara bacaștiță. Ia uite că sunt, bă, ia. Bă, ăștia-s domne cu cămile. Dar să știi că pe bucățica asta din Alba, din Sebeș aici unde nu e carosabilul foarte ok, chiar filtrează bine. La kilometri care are, te așteptai un pic să ai niște pocăneli, niște zorneli, dar nimic, să știi. Bravo, Ford. Și marele avantaj al unei suspensii independente. Cu bizar este faptul că am văzut o grămadă de SUV-uri, nu de clasă mare, dar crossover-uri, care au spatele independent. Mi-ai promis că mă dai pe sport. Imediat. Și dacă la o compactă poți trăi și cu ea pe, cu o suspensie spate cu punte fixă. Și fii atent ce fac. La un SUV-uleț, SUV și SUV-uri de clasă mare, lipsa suspensiei spate independentă e not wow. Și faci, domnule, cum mergi cu focus pe padele. Da. Dar răspunsul la padele nu e atât de rapid cum aș aștepta, da, și asta e adevărat. Da, te pe drive. Evident că așa o să fac. Am mai căzut două viteze.
Îți arată în ce viteză ești? Acum nu. Sunt în M8. Manual 8? Da. Vezi, păi asta e. Nu mai dă o dată pe manual. Păi și ea spune, manual 8, 2000 de ture, 120? Da. Păi vrei manuală, manuală, 2000 de ture cu a 6-a tot 120. Păi da. Și ce nu e în regulă? Păi asta înseamnă că de fapt celelalte sunt mai scurte. Exact. A 8-a este echivalentă cu a 6-a de la manual. Ca să ai reprize mai lungi. Ca să da. În principiu, orice transmisie, cu cât are mai multe rapoarte de transmitere ale transmisiei, cu atât e mai eficientă. Corect. Din punct de vedere al consumului, nu al performanței. CO2 mai mic, adică. Da. Bă, de ce îmi plac mie cu 3 pedale? Oricum, domne, mașina asta și cu 3 pedale merge bine. Pentru că, uite, suntem la viteză de autostradă, pe o bucățică de autostradă care mai are tup-tup-tupuri și e liniște în ea. Deci nu pot să zici că e, într-adevăr, fluieră oglinzile un pic, nu sunt puse pe uși, care aici trebuie criticat bine, un pic. Bine, pe uși sunt, sunt puse pe triunghiul ăla de la... zona montantului, da. Trebuia puse pe fața de ușă, practic, ca să nu ai un pic de unghi mort. Dar îmi place cum stai în ea și cum, te, cum percep senzația de călătorie. Deci, uite, avem 130 spre 140, domnul Lucu, las-o încet, că nu mergi cu Boltul toată iarna. Domnule, la 140 nu mi se întâmplă nimic. Știu, dar asta, cam place să mai apeși pe pedala din dreapta. Știu polițiști de pe radar care pe autostradă setează limita de la care se te prinde, se te oprească, peste 150. Domnule, păi nu mai învăța oamenii să meargă cu viteză peste viteza legală. Dar le-am spus eu să meargă cu viteză peste viteza, da, eu le-am spus ce știu. Respectați regulile de viteză, așa cum a făcut domnul cu insignia, cu numele de Germania. În orice anotimp, pe orice sector de drum. Deci, să știi că Ford, focusul ăsta, ca ergonomie, se poate lua un pic la întrecere cu Octavia. Nu o bate acolo, dar o bate la ținuta de drum. Exact. Și cred că o bate un pic și la preț. În funcție de echipare, da. Din nou, un Ford Focus. Nu cred că are rost să te duci ori ți-ai RS, ori ți-ai ca ăsta. Consum mic, loc în el, climă, scaune încălzite, volan încălzit și cam atât. Adică la o mașină, la o compactă, eu ăsta-i văd dotările necesare. Nu văd rostul să dai banii pe niște super faruri la o compactă sau pe nu mai știu ce super alte brizbizuri. A, dacă vrei să te duci într-o compactă top, cu gen cum ar fi RS-ul de la Focus, da. Dar într-o compactă de zi cu zi, de concediu, de, că până la o compactă de cele mai răspândite mașini la toți producătorii. Adică, bă, nu știu, le văd cumva raționamentul economic, știi, la o mașină de genul ăsta. Știi, nu neapărat raționamentul, domne, vreau să fie Focus full. Dacă mă întreb pe mine, pentru tinerii, nu știu, fără familie, fără copii, se potrivește mult mai mult o compactă decât o limuzină de clasă medie. Da, chiar una în două, știi? Uși. Exact. Dar, apropo, generația asta mai are... două uși sau sedan? Sedan nu știu dacă are și nici două uși. Am văzut doar patru. Generația a doua, știi că a avut și decapotabilă. Știu. Vezi, asta niște lucru chestii la care iară s-a renunțat. Niște chestii de... nu că de finețe, niște chestii care îți explică un pic industria auto pe termen lung. Adică cu 15-20 de ani un producător, cum e Ford, Renault sau Opel, își permiteau ca pe o compactă să aibă 5 feluri, 5 tipuri, cu 20, cu 3, cu 4, sedan, break, cu capotabila. Iar astăzi oferta s-a făcut, s-a făcut mini crossover. Nu pot să înțeleg. Adică mă așteptam să avem niște compacte mai, mult mai evoluate tehnic, mult mai wow, decât să nu le mai avem deloc. Ba, să mai avem altfel de mașini, exact, în locul lor. S-a redus foarte mult pentru că, uite, Octavia, îți trebuie ceva putere ca să, să beneficiezi de independentă pe spate. Sunt conștient că așa e și la Focusul ăsta. O motorizare mai mică. Mai mică decât asta, știi, nu mai e. Păi da, e un litru de 100 de cai. Benzină. Sau, exact. Și probabil pe aia ai punte fixe.
Oricum. Not good. O să fie tristă viața fără focus. Uite, că tot filmezi, vezi cât de interesant e pusă dejaburirea pentru geamurile laterale? E pusă pe stâlp, nu mai e pusă pe bord. Da. Domnul Preda, ați adormit? Domnul, ați pisă. Hai că e liniște în ea. Da. Bă, să uităm atunci, bă. Că nu-mi place, bă. Lasă, dă-ți la volan, să ține mânuțele caldă. Nu, mai că s-a încălzit deja, a urcat și apa la aproape 90. Abia acum? A urcat de mult, dar acum am uitat eu. Dar să zic că nu merge rău, pentru kilometrii ei nu merge rău. Da. Bine, da, hai să zicem, ai avut ghinionul să... Se întâmplă la tine ca proprietar cu cutia, da? Eu, mă, manuală, mă, la ce dai banii pe... Dar... viteze pe un motor de 1.5. La kilometri ăștia, suspensia e super în regulă. Niciun fel de uzură interioară. Exact, pe butoare, exact. Pe mânere, pe nimic, nimic, nimic. Go Ford. From... Go Forder. Păcat că nu se fac și la grav. Oh, ce faci, domnule Lupu? Vreau să depășesc ansamblu compus din... Dintr-una din mașini care poate trage 3 tone jumate pe cărlic, din puținele mașini care pot face lucrul ăsta. Dacă ai Touareg și dacă ai Touareg care și merge și platformă. Și se apropie ieșirea, văd. Da. Ia poftim. De ce ai face așa? Uite, vezi, e o alternativă la, Octavia. Da. Și e o alternativă decentă, chiar dacă nu ai spațiu pe care ți-l oferă Octavia. În față dar ai altceva. Ai loc. Da, zic per total, și pentru locurile din spate, și por bagajul, care la Octavia e imens, la cea de-a patra generație e 610 litri de por bagaj, ceea ce... Da, uite, vezi, mult. Și mai devreme noi am filmat tot o mașină cu o cutie automată care și aia a avut probleme și asta a avut probleme, mașini complet diferite de la producători diferiți. Într-adevăr, e bun automatismul ăsta, e bun confortul ăsta care ți-l oferă. Dar... Și costurile... Și costurile astea pe... O să trag în parcarea de pe dreapta, de pe DNA. Să nu mai urcăm până în... Fordul. Văd și eu cum merge un Focus. Să vezi tu ce înseamnă mașină, domnule. Doamne, mașină trebuie să aibă minim 3 pedale. Că cu două este bicicletă. Frână de mână electrică tot. Bineînțeles. Da, te aștept în pe ușa din dreapta. E, uite, vezi? Aici nu au mai pus centură de aia de scandal. Au pus doar la șofer. Da. De ce? Nu știu să-ți spun. Ok. Da, da. Era să caut așa. Ce ai făcut, nemcai? Ai plecat mai rapid un pic? Băi, 1.5, sigur? De ce livrează? Da, dar nu știu, cutia e clar convertitorul. E lentuță, da, e. Nu ne-am știut dacă neapărat lentuță, cât un pic așa. Da, restul bine. Wow! Ți-am spus că frânele sunt ce trebuie. Și de ce retrogradează așa de mult? În momentul în care ești la vale, nu schimbă treptele. Da, că eu merg pe normal, nu pe sport. El a rămas să pe sport. Păi da, domne, vezi? Da, să mă merg pe normal, că eu mă consider om normal. Da, tu vrei să-i scoși consum de ăla, să vezi ușor că vrea nenea asta din față. Nu-mi place dunga aia de aport de pe parbriz. Aia nu-mi place. Pentru că nu-i merge și cu aceu. Să scoatem aceu. Păi fă așa. Apeși butonul ăsta de aici, max. Da?
Și te gândi vreodată. Max ne dă și pe căldura pe prea max. Acolo e posibil să fie și ceva mizerie adunată de-a lungul timpului. Impresionant. Ușor, să știi. Impresionant, crede-o. E chiar bine. Pentru o mașină de buget? Exact. Nu, e de apreciat că și-au păstrat calitatea asta lor, care au avut-o de mașină dinamică, de hot hatch, de hatch. Mm-hmm. Știi? Adică, bă... Sunt curios ultima Astra, cum merge. Elu. Da, pentru că... Nici cu caua n-am mers. Ultimile astea, de ultima Astra cu care am mers pe aici, un Astra J. Uh-huh. A mers și Robert Horosia. Aceea impresionantă pe aici, așa, vioaie, agilă. Pentru că și aia are un sistem de suspensie pe puntea spate cu ceva sistem Watson pe punte, cu niște brațe care pivotează și se împrinse undeva cu punct de răsturnare, să zic, la mijloc. Are și aia ceva interesant care să suplinească dezavantajele punții fixe, știi? Dar ia să vedem și sectorul ăsta de drum. Că parcă pe aici e... Aici este. Este și o limită de 70 și de 30. Noi avem 90. Eu n-am nicio emoție. Da. Deși e stabilă, nu e rigiditatea aia de mașină sport, știi? Da. Mie asta îmi place foarte mult. E o mașină reglată bine. De asta tot timpul am fost fascinat de Focus. Cum a reușit să obțină chestia asta? Șasiul reglat, șasiul proiectat corect, mm-hmm, și suspensia reglată bine pentru potrivită, da, una. Vezi? La rivalul lor Volkswagen, care folosește aceleași lucruri și la Seat, și la Skoda, și la Golf. Dintre ele, Seat-ul e cel mai agil, Skoda e mai moale, Golf-ul e așa și așa, în echipările basic. Da, da, da. Pentru că Focus-ul e Focus. Dar această cutie de viteze, cine a spus despre ea că nu știe în ce viteză să meargă, a avut dreptate, să știi. Păi, nu știu, parcă sunt prea multe și amestecă într-una în ele. La prima accelerație, ciupi accelerația, schimbă o treaptă. Și nu ciupi că să-i dai în ea, știi, doar o apeși, ea dă o treaptă în jos. Bizar. Chestii de reglaje, nu-mi dau seama de ce e așa, de ce faci așa. Dar eu parcă aș fi pus-o cu mai puține viteze, dar cu... Parcă să stea mai mult timp într-o viteză, știi? Da. Dar din nou, eu aș lua o manuală, pentru că varianta manuală este mai ieftină. Clar mai ieftină. Iar, chestie de opțiuni. Eu n-aș mai lua mașină. Să trăiți? Trăiți. Și nici l-ai luat 15 picături. Tu n-ai mai luat mașină cu 3 pedale, știu. Da, n-aș mai lua. Eu mi-aș lua, oricând. Chiar și cu costurile aferente. Da. Parcă știi? Pentru asta e o problemă. Într-adevăr, costurile ca costurile. Zic, bă, el mi le asum până la urmă. Dar parcă îți ia din plăcerea aia. Adică automat asta îi taie cumva mașinii ăștia restul de farme care îl are, știi? Asta pentru că e convertitor. Hai că mă dau jos. Dacă sunt la viteza asta. Dar dacă ar fi un dual clutch, indiferent că e de Ford sau de... Nu poate fi decât de Ford. Zic de rivalii de la Volkswagen, cu DSG-ul, da? Că ambele au același principiu de dual clutch. Ori ai padelele și zici că vrei să o simți, îi dai tu când vrei să-i dai. Sau dacă nu la Volkswagen, acum nu știu la Golf 8, că e cu ăla mic, știi? Țâști de Porsche, țâc. Dar la mea, spre exemplu, o dai în dreapta și ai plus minus. Iar îi dai când vrei tu. Nu poți să faci balans, cum faci cu manuala, în cazul în care rămâi. Poți să pleci cu scârți de roți? Ba da, eu pot. Chiar când am luat Octavia, am plecat, am făcut o plecare în forță. Când am testat-o în vederea cumpărării. Iar proprietarul
zicea că nu credea că e posibil așa ceva la DSG. De când am mers cu pasatul ăla la început. Exact, la Corabia. La Corabia, când da, ai dat și le-a scârț într-a doua și a zis, domnule, nu, dar ai scârț la DSG. Da. Se poate, se poate. În anumite condiții se poate. Știi în care condiții? Un pic de uzură pe amortizoare, un pic de anvelope mai uzate și un pic mai umflate, va lua scârția lui și ceva praf pe jos. Și ceva praf în echip, știi? Iar dacă e și direcția spre stânga sau spre dreapta și ai unghiul de bracaj ceva mai, unghiul de virare nu e chiar pe zero, cu siguranță își va lua. Inclusiv Dacia cu motorul de 1.4. Toate episoadele despre Monte Rovescu, în toate episoadele, așa, Dacia. Știu amici care le dădeau scârți între a treia la Dacia. Știu. Știi? Momentul în care ai decuplat, trăgeai un pic de volan. Domnul, eu le-am prins pe alea cu pistoane îngăurite să meargă pe gasolină, ușurate, cu reglaje, să te uitai la palele de la ventilator și făceai avansuri, gicloarele și suflai în ele și. Da? Aia era o mașină a unei țări care a stat 50 de ani în comunism. Și a făcut acea mașină, dintre toate țările în care s-a făcut acea mașină, acea replică a Renault-ului 12, Turcia a renunțat la ea în 2000, iar noi am renunțat la ea în 2004. Că tot n-am, vremuri grele. Tot n-am intrat în spațiu Schengen. Asta e că am intrat în SEPE și să nu intrăm în rata. Aia e mai important, zic. Sunt curios peste 10 ani ce fel de mașini o să avem în locul compactelor, în locul berlinelor ăsta de clasă medie. La ilalți n-am înțeles. Bine, nu știm la Ford dacă Mondeo există, va exista break, rămâne break sau se elimină doar hatchback. Nu știu ce spun. Și se da la ceilalți. Că și Renault a renunțat la Talisman și Opel la Insignia, am impresia. Bizare chestii, bizare. Numai domnul Preda nu renunță la 70 de alu Lucio Tura. Prea multă liniște aici, mașina asta, domnule. Oh. Îmi place așa mult când n-am cotier aici și că stau prost pe bancheta asta încât mă rog somn. Și bancheta aia te învelești cu ea sau nu e? Nici mă interesează. Pentru că, nu că am uitat să vă spun, pentru că este luna cadourilor, la sfârșitul acestei luni nu o să primiți cadouri. Că nu am de unde să vă ofer cadouri. Pentru că nu... Mă dai cu de o tură cu Sania. Dar prietenul meu care deține acel Spring mi-l dă din nou. În ultima zi din an. Nu contează, în această perioadă mi-l dă ca să-l filmăm la un an după ce, de când îl deține, să vedem cum se prezintă. Și o să mergem cu el la domnul Preda să-l urcăm pe elevator, să-l vedem și pe dedesubt. Și bineînțeles, în parcare și mai dăm o tură cu el și... Bine, nu plec cu el nicăieri, am venit să prima idee așa, să mă duc el până la Șerif. Ok. Cu escală două zile la Orșova. Aici era problema, că mă gândesc, dacă aș putea să încarc undeva la Severin, la Orșova, până acolo 260 și ceva de kilometri în regim de iarnă, chit că aș merge încet. Nu cred că ajung. Nu cred că, n-am cum să ajung, oricât de încet aș merge. Da. Bine, nu e un relief care să ai un pic de urcuș și coborâș, dar... E oarecum plan, nu e... Nu dar e nu grav. Ajungi, nu cred că ajungi, mai ales în condiții de iarnă. Ținând cont că... Bine, când te duci la Baluta, cobori, practic, mai mult decât urci. Nu-l fac dintr-o bucată nu, iarnă. N-ai cum. Nu. Luci Popa zice că duce 230 de kilometri, nu știu ce să zic. Am văzut și eu filmări pe internet, 230-240 de kilometri. Păi, Popa, ești la Berzească. Nu mai luăm la stânga, că se asfaltă strada. De la un episod la altul. Da, așa. S-a stupat aici, s-a pus, știi? Nu e stratul final. Aici nu e stratul final. Nici aici nu e. Nici aici nu e. Au pus doar ca să astupe unde era problemă, deci s-a lăsat. Hai, până venim noi data viitoare la SEPE. Sigur că da. E gata. Ce cifră de consum estimați? 5.8. Eu zic sub 5. Domnul Preda, dumneavoastră? 5.4. 6.6. Domnul Preda, știi să joci table? Nu știu, domnule, table, nu știu niciun joc.
El când era mic se juca cu patentul și cu tablele. Da. Nu cu tablele. Da. Se juca cu table, table de adevărat alea. Tinichele. Și am ajuns la DMA Auto. Odată cu întunericul. Cea mai nasoală perioadă din anul. Asta este, nu-mi place de cu ziua asta mică. Cu întunericul ăsta de la 4. Bine că nu suntem prin Norvegia, pe undeva, prin Finlanda, de s-a întunecat de la 1. Ne culcam de la 2. E activat senzorii de parcurgere, unde deplasăm cu viteză mică. Și voi ce pietrul ăsta? Acolo e spatele meu, Robert, nu mai așa? A, tu n-am. Cum se umflă? Scaunul. Trebuie, domnule, să parcă mai de poză. Pentru poze. Și să nu uităm să... Să spunem povestea. Care poveste? Păi cum, care poveste? Să te năce. Și mai e capra între ei. Bravo. Acanașul de-l duma, în fine. Să nu... Bă, că s-o mai te chichirez Grăceava, s-o mai te plimbăreau pe la DM Auto. Să le spunem oamenilor înainte să aflăm consumul acolo, da, bun, da. Perfect. Că trebuie să țină minte să dea like la începutul episodului următor, pentru că și în episodul ăsta evident că am uitat să spunem că trebuie să dea like. Să se aboneze la canal, să apese pe clopoțel pentru a fi la curent cu filmările pe care le postăm și cu ce mai pune Mihai pe comunitate, pentru că și acolo găsim niște lucruri interesante din când în când. Da. Pe mine mă găsiți în comentarii, DM Auto în Sebeș și online. Pentru comenzi de piese, exact. Cu uleiul Ravenol. Domnul Preda. Vă aștept cu reglaje fine, pe la capote, pe la lonjeroane, pe la apică, pe la picioare care aveți și nu vreți să vă mă audați, să faceți sărbătorile uși. Vă apelați cu încredere. Găsim atelierul pe centura de nord, dacă ai o vei. Vis-a-vis de Melis. Eveniment. Și numărul de telefon al lui Robert este în descrierea tuturor clipurilor și în rubrica despre a canalului. Și acum, păcăreala, că m-am păcălit. Așa. Eu ți-am zis. Acest Ford a consumat 6,1. Da, viteză medie 71 de km la oră? Da. Știi? E binișor, zic. Păi vezi, și nu e diferență mare de mașinăria de cu V6-ele. 6,1 și octan, 7 și ceva. Asta e consumul de la Passat. Tot pe sector de drum de ăsta. Ia uite, bă, știe ușile, bă, fii atent, bă. Dar din gură nu spune. Vezi, acest 1.5 este foarte bun pe sectoare de drum unde nu s-ar de 100-110 de km. În regim de autostradă, da, care am dus-o mai sus, mai jos. Același lucru se întâmplă și la contracandidați cu motoarele de 1.6 TDI. Da, dar nu e un consum mare. Și are, mi s-a părut un pic o mișcă, știi, adică nu e o mașină lentă. Bun, astea fiind spuse, ne vedem cu bine în noi și noi episoade. Bye! Bye, bye!